Un groaznic accident rutier a avut loc marți dimineață la Tarcău, acolo unde, după ce un tir ar fi acroșat limitatorul de înălțime montat la un pod, acesta a căzut peste un microbus cu pasageri, zdrobind partea frontală a autovehiculului. În urma accidentului, șoferul microbuzului a decedat pe loc. O altă persoană a decedat, iar una era inconștientă la sosirea echipajelor de salvatori, care i-au aplicat manevrele de resuscitare. O a patra persoană conștientă a fost preluată de un echipaj al ambulanței și transportată la spital. Prin apel la 112, pompierii au fost înștiințați despre producerea unui accident rutier pe raza comunei Tarcău. O grindă de la un pod CFR a căzut peste un microbuz în care se aflau pasageri. Din păcate, în urma accidentului rutier, șoferul microbuzului și pasagerul din dreapta au decedat. Alte două persoane au fost descarcerate de pompieri și transportate de către echipajele medicale la spital. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri, pompierii lucrând la descarcerarea victimelor surprinse în microbuzul zdrobit de grinda metalică.